Salutări și bine v-am regăsit la primul episod din Swamp Attack. Țin minte că mai multă lume m-a întrebat dacă o să joc și jocuri de pe telefon și acum că a trecut oficial mai mult de un an de când am primit acele întrebări, mi-a zis că da, de ce nu? Ok, hai să dăm aici play. Am mai jucat jocul ăsta și pe telefon acum vreo 3-4 ani. Știu că eram în clasa 8-a, tot mă intrasem în clasa 8-a și descoperisem un joc ăsta și mi-a plăcut foarte mult. Și am văzut că au mai băgat nivele de atunci până acum. Adică știu că erau decât vreo 4 nivele parcă. Da, uite, erau până la episodul 4, până la boss-ul ăsta de aici. Și am văzut că acum avem vreo 9 episoade. Sau mă rog, 9... Poți zici că sunt nivele? Da, o să zic că sunt nivele. Episodii ăsta ce fac eu acum. Dar văd aici și văd că mai urmează, deci super. Deci jocul ăsta e foarte super. Mă rog, hai să nu-l mai analizăm, hai direct să ne luptăm pe aici, să facem misiunile. Uite, avem aici primul nivel. Ok, mă, îmi place jocul ăsta. Ești într-o malaștină, trebuie să ataci crocodili și alte animale. Și îmi place că pot să fac ceva pe aici. Pot brea aparatul ăla, castofonul. Ok. Mă, acum e destul de ușor la început, dar știu că mai încolo e interesant. Știu că era un nivel în care apăreau foarte, foarte mulți crocodili de ăștia și era cel mai ușor nivel de a farma bani. Pentru că în jocul ăsta poți să-ți faci și multe upgrade-uri, să-ți cumperi tot felul de chestii. Uite, am deblocat dinamita, cât de tare, hai să primim și niște dinamită. Da, e puțin ciudat pentru mine acum să joc jocul ăsta după atâția ani. Mai ales că trebuie să-l iau de la zero, dar hei, e ceva nou. Cât de des iau eu un joc de la zero. Ok. M-am ar tenta să apăs aici, dar nu știu, n-aș vrea să pierd timpul degeaba. De fapt, n-aș primi decât pentru meciul ăsta, deci nu cred că se merită atât de mult. Ok, avem un shotgun upgradat. Ok, mă, ce arme? Mai avem și ceva arme noi? Arma asta nu aveam atunci, nici RPG-ul. Nici. Sau RPG-ul nu mai știu, dar minigun nu știu că l-aveam. Double shotgun. Ok, deci arma asta nu știu ce face. Ia, vreau să văd, sunt curios. Ce mai avem noi pe aici? De scarecrow, pig roll, avion de hârtie, sub pian. Ok, astea pe care le-am zis nu le aveam atunci, acum 3-4 ani. Defense. Mamă, acum pot să am și alte caractere care să mă ajute? Neighbor. Vecin. Super. Și la speciale aici trebuie să cumperi. N-am cumpărat niciodată nimic în jocul ăsta și nu o să fac cu bani reali. Ok, mă, mai aveam asta cu gândacii. Și dacă țin apăsat click, pleacă. Ok, hai să dezactivăm. Hai să mai jucăm de aici. Nu știu câte nivele să joc. Văd aici că avem și chestiile cu energia. Deci putem juca de cu vreo 6 meciuri. Pe urmă trebuie să așteptăm să se refacă energia. Așa că probabil o să joc eu câte nivele pot. Și pe urmă o să iau o pauză până mi se reîncarcă energia. Ca să nu fie nici episodul prea scurt și nici prea puține meciuri jucate. Adică na, mi-aș dori ca într-un episod ăsta pe care îl filmez să termin măcar jumătate din un nivel de ăsta. Gen să termin în joc în 18-20 de episoade. Ar fi frumos. Ok. Stai, ce e asta? Coinuri. Dax? Da, asta știam. Hop. Stai, că le dădeam headshot, dădeam mai mult damage, nu? Da. Evident. Ca în orice joc care are puțină logică, dai mai mult damage când dai headshot. Ok, și țesoasele astea care sunt destul de enervante. Mai ales că după ce îi distrugi carapacea, aleargă. Ok. Să tot locuiești într-o mlaștină. Hop. Ok, asta ce făceau? Mă rog. Da, și creaturile astea vin spre casa mea și încearcă să o distrugă. De-aia o să fie bine să fim și alte chestii de defense. Pot să-mi baricadez casa ca să aibă gen mai mult HP. Asta mi s-a părut șmecher. Ia să că mai am bombe de-astea. Ia uite cât de șmecher sunt. Hop, hop, hop.
No. E, a vrut să-mi distrugă casa, n-a reușit. Ok, și mi-apare și aici cât mai am din nivel, văd că l-am terminat. Mai e șmecher. Hop. Ia, pot să mai fac ceva upgrade-uri șmechere? Hai să mă duc la weapons. Bigger clip. Mă, mi-ar fi util, nu? Mamă, 2 milioane de coinuri pentru 380 de lei. Da, e profitabil să faci în joc. Mai ales dacă ai oameni care cumpără chestiile astea. Ok. Danger for Swamp. A, deci abia acum începe jocul să fie mai serios. Probabil. Hop, critical, ia uite. Mă, nu știu, mie chiar îmi place jocul ăsta. Chiar și stilul ăsta grafic, adică cum arată jocul. E foarte șmecher, adică arată bine. Hop. Așa. Parcă upgrade-urile alea făceau shotgun-ul să dea mai mult damage. Dar nu știu dacă îl făcea și să tragă mai rapid. Parcă îl făcea și să tragă mai rapid și să dea un reload mai mare. Nu mai știu, nu sunt sigur, dar parcă să zic că conta puțin. Poate mă înșel. Dar nu cred că ar conta chiar de mult dacă mă înșel sau nu. Ok, și țesul astea să le urăsc. Foarte nervante. Mie îmi plăceau castele aia cu drujbe. Mai încolo o să vină și niște castele aia cu drujbe. Aia chiar mi-au plăcut pentru că aveau niște feți interesante. Și am deblocat și molotovul. O, ia uite, prunesc și molotov. Nu știu cât de eficient ar fi molotov într-o mlaștină, adică, hei, e apă pe jos. Chiar atât de util ar fi un molotov într-o mlaștină, adică, na, să arunci pe copaci, poate, dar... Mai ales acum arată copaci ăștia, adică, arată de parcă ar lua foc și ar lua foc toată mlaștina, doar pe deasupra. Ok, hai să mergem mai departe. Ok, și se pare că mai sar și reclame de-astea în față din când în când. Ca un fel de jump scare, numai că fără scare. Ok. Jump pad. Dacă dau aici, mă dă direct pe hartă. Unlock quick missions. Ah, dar mai sunt și quick missions. Astea sunt doar așa, ca să faci rost de bani și de fun. Ok. Gen, dacă le fac, știu că nu mă duce mai departe, dar primez niște bani acolo. Și nu trebuie să refac o misiune, plus că pot folosi chestiile astea și gen, nu le pierd. Pentru că nu sunt ale mele, mi se dă de la joc. Că pot să cumpăr sa mai multe, dar gen, aici ți le dă doar așa, ca să le ai, să le folosești. Să fie și distractiv, să nu îți pierzi banii, dar să și primești, în schimb. Hai să mai folosim TNT de asta. Molotov. Mamă, ador molotovurile astea. Hop, gata. Ia, câți bani am făcut? Doar 79 și 150. Mă, de fapt, îmi pare că primești mai mulți bani într-o misiune normală prima oară când o termini. Pe urma doua oară vei primi mai puțin. De-aia am primit aici atât de puțin și totuși nu e chiar rău cât am primit. Uite baricada de care vă ziceam. Episodul 1, level 8. Ok, deci la levelul 8 o să deblocăm. Mă, o să-mi iau un bigger clip, pentru că știu că asta chiar contează. Not very fast, but nice sprint. Ok. Și vreau să văd double barrel-ul ăla, ce scrie la el. Double power, double the actions, double the excitement. Ok. Ok. A, uite, acum avem niște ratoni care... Ok. Tot timpul uit că ratonii ăștia sunt clare pe dinamită. Nu știu de ce, dar tot timpul cream că ea sunt bușteni, dar am observat acum că e dinamită. Bine, am observat și mai mult, dar l-am uitat. Da, mă rog. Așa. Hop, hop. A, și îmi pare că pot primi mai mulți bani dacă fac așa kill-uri multiple. Ia să vreau să mai încerc să fac kill-uri multiple, dar pare nu prea-mi iese. Rățușcă! Nice!
Una, două. Iar ai. Mai că am reușit. Și încep să vină din ce în ce mai mulți. Oh god. Chiar sunt foarte mulți acum. Bine, vor veni și mai mulți mai încolo. Dar momentan e bine. Și nu știu care e faza cu ardeiul ăsta. Hop, hop. Nu, habar n-am. Așa. Mă, până acum e destul de lejer. Suficient. Oh god. Pot să fac un triplu kill? Da, mă, uite, am reușit triplu kill. Șmecher. E frumos când reușești ceea ce ți-ai propus. Două monede. 20. Oh god, nu, aici voi folosi un molotov. No. Ah, shit. Ah, god. Mă, nu de altă, nu că ar conta că-mi distrug casa, numai că dacă eu mor, mai primesc acolo niște bănuți cu care îmi fac upgrade-uri, cu care mă vor face să mă descurc mai bine mai încolo. Și cam asta ar fi faza. Mă rog, how much do you like this app? Foarte mult. Nu, nu o să mă duc. De fapt, cred că deja am dat recenzie la jocul ăsta acum câțiva ani, adică, hei. Mă rog. Mă, mi-aș mai pune aici, dar cred că o să aștept pentru un upgrade. O să mai joc un match și o să dau un upgrade. Multiplayer, challenge, quick missions. Ah, da, am uitat că sunt 6 pe aici. Nu știu care e faza cu challenge, nici cu multiplayer. O să mă uit eu altă dată. Ok. Oh, acum apar și OZN-uri. Am uitat ce făceau OZN-urile. Am venit... A, îmi furau obiectele alea. Ok. Mosquito. Mă, și partea bună că mi-au furat itemele e că acum când primesc altele, cred că le pot folosi și nu le pierd din inventar. Parcă să zic că așa era. Nu? Sau bine, nu știu dacă s-a făcut ceva update mai recent, dar simte că pe vremuri le puteai folosi și nu le pierdeai din inventar, că ți le dădea înapoi la sfârșit. Deci, practic, ți le dă acum câte o bucată, câte o bucată, când distrugi câte un OZN, dar, mă rog, știu că asta era logica jocului pe atunci. Hop! Ok, și fix în momentul ăsta a zburat un țânțar prin fața mea. Și încă mă gândesc cum ar fi să zbor un țânțar pe microfon și să înceapă să bâzâie. Nu cred că s-ar auzi ceva, dar sunt curios cum s-ar auzi pe filmare. Mama, hai să folosesc dinamita asta. Huu, triplu kill. A, da, uite, cred că le-am primit înapoi acum. Șmecher. Hai să continuăm. Nu. Ok, momentan sunt enervante reclamele alea. Mie anunțuri și ce-or mai fi el. Hai să continuăm, 6. Și mai am acolo puțin energie, ceea ce e bine. Master Tsunami. Ah, cred că ăsta era nivelul ăla care îmi plăcea mie. Nu sunt sigur, nu cred. Master, sau ba, da, cred că ăsta e. Cu mulți, mulți crocodili. Și șmecher. Ia, fiți atenți. Double. Ah, vreau să fac de doar double, dar e bine și odată. Dragger draw to activate power-up. Da, bine, mă, că nici nu merge. Opa! A mers acum. Ok. Oh, make your inside burn with infernal fire to only refail the start. Ok. Deci mă face să dau reload foarte repede. Cât de tare! Asta e nou. Mamă, cât de șmecher e. Asta nu era când jucam eu jocul ăsta. Da, deci practic acum pentru mine e un alt joc ăsta. Deci nici nu mă deranjează că trebuie să-l joc de la capăt. Și că-s de două ori mai multe nivele decât erau când m-am jucat.
Am zis uneori fluier puțin când îl zic pe J. Deci da, vi se întâmplă și vouă. Hop. Și încă nu s-a terminat. Da, asta era nivelul în care făceam mulți bani. Și acum vin și ratonii. Tony, ratonii. Opa. Mamă, ce aici? Nu, no, hai că mai dau încă o dată un molotov. Și dinamită? Mamă. Aia ăla chiar a fost un kill șmecher. Și pe ăla l-am omorât în ultimul moment. Mă, cred că mă pricep la jocul ăsta. O, Doamne. Mă jucam cu radio și am uitat să-i atac pe ăștia. Hop, hop, gata. Mamă, hai mă, cât mai vin? Headshot. E și ciudat că crocodilii ăștia sau aligatori ce-ar fi n-au au niște fețe foarte ciudate, adică nu pare să-ți facă vreun rău. Și bine, de fapt nu s-au niciun rău decât îți dărâmă casa. Dar gen nu-l rănește pe tipul ăsta. Nici măcar nu-l răpește. Ok, acum am mai primit o armă. Sau pot să zic că am primit două arme. Mă rog, oricum nu-mi plăceau armele alea. Nu sunt niște arme cu precizie, asta e faza. Defense, ia, yeah. Hai să mai dăm un upgrade, ne trebuie 3000, ok. Asta e bun pentru că și comoară muștele. Baricadă, spike-uri, spike-urile îmi plăceau, dar și baricada asta știu că e bună. Oil barrel, asta e încetinea parcă? Ia, yeah. Da, mă încetinește. Ok, abia aștept să ajung mai departe cu jocul ăsta. Uite, acum deblochez castoria cu drujbă. Uzi, mă rog. Beaver. Așa. Mamă, un castor cu drujbă. Și aici avem doi. Hai să folosim Uzi-ul. Mamă, zici că îi stropesc cu gloanțe. Hop, hop. Oricum e șmecheră arma aia. Dar nu e o armă pe care să zic că vreau să o upgradez sau să o folosesc prea mult. Oh god. Ok. New card unlock. Da, eu folosesc emulatorul ăla BlueStack, parcă se numea. Și mai primesc mesaj de asta că am deblocat cartonașe. Ia, hai să dau aici. Ok. Aveam un X pe acolo. Hop, hop. Mamă, trei țânțari. Ia, poate mai fac kill-uri de-alea multiple. Hai să încercăm. 5 kill-uri, mamă, super, deci asta chiar mi-a reușit. Și am deblocat și frigiderul. Deci frigiderul era, cum să zic, abilitatea mea preferată de aici, pentru că îi înghețam și îmi plăcea foarte mult. Și atâta. Frigiderul și mai era ceva cu nor și mai era o fasole explozivă. Uzi, o să-l las aici, pentru că na, dacă tot îl am. M16 îmi plăcea mai mult și flamethrower-ul și crossbow și alien gun-ul. Da, alien gun-ul e șmecher, mai ales dacă îl upgradezi. Bine, hai să mai continuăm. A, nu mai am energie. 45 de secunde. Ok. Presupun că putem să mai așteptăm, adică... Ia uite, pot să mă uit și la un ad. Ok, m-am uitat și la adul ăla. A fost foarte scurt. Hai să mai continuăm pe aici. Ia, poate face măcar 9 nivele, hm? Mamă, aici sunt chiar foarte mulți crocodili. Nici acum nu știu dacă sunt crocodili sau aligatori. Adică, na, dacă sunt în mlaștine ar trebui să fie aligatori.
Dar parcă n-au pielea chiar atât de închisă ca să fie aligatori. Seamănă cu niște crocodili. Bine că sunt foarte mari, deci ar putea fi aligatori. Am încercat să prind țânțarul ăla de mai devreme. Mamă, ce aici? Molotov direct. Nu mai stau. Bun, o să folosesc și frigiderul ăla dată și odată. Ia uite, de exemplu, acum aș putea să-l folosesc. Ha! Așa. Și pot să le upgradez parcă ca să dureze mai mult. Doamne, nu! Ok, hai că și molotovul e bun de ceva. Nu mai știu dacă puteam să îi îngheț și să le dau și cu molotovul fără să-i dezgheț. Asta e ceva ce n-am încercat, dar o să încerc eu cumva. Și baricada aia nu-mi trebuie momentan, adică, hei. N-am chiar așa mare nevoie. Ok, am apăsat și pe chestia aia ca să primesc de doar mai mult, mai mulți bani pe aici, mai mult gold. S-a meritat, cred. Ah, hai că e ieftină chestia asta, mai scump e să-l upgradez. Dar nu pot zic că mă avantajează așa de mult la început. Mă rog, explodes. Ah, nu, bomba asta exploda. Asta cu Stinky făcea altceva. Cu fasolea. Only with coins. Ok. Ia să-i, mai am nevoie de încă 1000. Oh, mai am nevoie de 2400 pentru upgrade. Hai să mai jucăm că mai avem aici un punct de la de energie. Și uite, acum ne vom putea cu niște șobolani. Ce sunt ăștia? Ah, șoareci. Nu, șobolani, rați. Așa. Cred că asta e ultimul meci pe care o să-l mai joc. Ia, hai să-i batem și pe ăștia. Bam! Ia, oare reușesc să-i bat pe ăștia fără să-mi dea damage? No. Așa. Mai că aproape am terminat. Mamă, țânțarele sunt cam enervanți. Și mai știți că am zis mai devreme că am un țânțar în cameră pe care aproape l-am omorât. Într-un fel ajuns să mă muște de mână și acum cam deranjează. Și fix de mâna care stau pe mouse, adică n-ai nevoie de cine știe ce activitate în jocul ăsta ca să-l joci. Nu se compară cu un joc de la intens de Overwatch sau de CSGO. Ok, măcar am terminat. Și aș mai da pe încă un ad de ăsta. Așa. Hop. Ia, acum cred că pot să-mi upgradez shotgun-ul, dacă nu mă înșel. Da, uite, upgrade. Cred că asta e primul item pe care o să-l upgradez la maxim. În rest, pe aici. Mă, dinamita aș putea să o upgradez și pe aia, dar momentan oricum nu prea le folosesc. Hai să mai am încă un bigger clip. Bine, un să am un slot în plus pentru muniție. Bigger clip înseamnă un clip de la mai mare. Ok, bine, nu mai am energie. Da, păi cred că aici o să închei episodul. O să aștept să mă uit la încă un videoclip de ăsta. Ok, știți ce? Cred că o să mai jucăm un meci sau două. Pentru că aparent mai avem energie, deci de ce nu? Uite, nivelul 10. Deci am reușit să joc 10 nivele până la urmă. Și să nu pierdem niciunul. Bine, o să pierdem și nivele, de asta mai încolo. Poate prin episodul 2. Opa, o ZM-ul. Așa.
Mă, nivelele astea sunt destul de șmechere. Hopa, și un frigider. Mi-a luat ceva până să-mi dau seama că pot să-mi folosesc itemele astea fără să le pierd. Bine, cu toate că nu m-am uitat data trecută sau dacă mi-am pierdut itemele pe care le-am folosit. Dar presupun că nu le-am pierdut, cred. Așa. Ia, mai folosim molotov? Ia, vreau să încerc ceva. A, da, uite, măi, dezgheța focul. Ok, bine de știut. E foarte bine de știut. Hai să nu mai facem chestia asta pe viitor. Un frigider. Opa, nice. Așa, am terminat? Se pare că da. Și acum pot să-mi cumpăr și un cameleon. Sau și o purdă ce aia. Care să mă ajute cu țânțarii. Așa. Hai să mai jucăm un nivel. Să jucăm un ultim nivel. Deja a treia reclamă care a apărut aici pe ecran de când joc. Ok. Mau, 13.000. A, mă rog, hai să mai jucăm un... A, de fapt nu mai am energie. 70... Oh. Bine, știți ce? De fapt, cred că o să încheie aici episodul. Deja am terminat 10 nivele din 18 cât are acest prim episod. Episodul 1 și ăsta e episodul 1 și la mine. Mă rog, păi bine atunci, dar cam ăsta a fost episodul. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like, să dați un share acest videoclip ca să fie văzut cât mai multă lume și noi ne vom revedea data viitoare. Bye, bye!